Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu noi talare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în săgetător. Talare cu mică întârziere, dar dacă vreți, puteți să o considerați până în august pe această dată. Pentru această dată, cât este nouă? Sau parcă nu este, nu? Um, dragii mei, mesajele deja au venit. Pentru unii dintre voi, este o chestiune care ține de școală. Ori aveți un copil la școală care dă niște examene, posibil, Așa, ori voi trebuie să vă școliți într-o direcție. Căutați niște răspunsuri. Și știu pe cineva care cred că o să asculte și o să fie de acord. Căutați niște răspunsuri care im... implică să vă școliți. Nu neapărat să mergeți la o școală, să faceți niște cursuri. Școală înseamnă cursuri. Aveți în preajmă un personaj autor de ceva care. Are o, o forță artistică, după cum vedeți, este și muzică și creat, expresie creativă, și artistul, și conducătorul, și profesorul spiritual. Există cineva dintre persoanele pe care le cunoașteți care are această forță creativă. Um, foarte complexă, poate să se exprime creativ pe multe planuri, și prin muzică, dans, pictură, da? Și scriere, și are și calități de conducător, de conducător eventual spiritual. Cred că este la capătul setului de cărți este vorba de acest personaj la care a trebuit să, cu care a trebuit să faceți niște cursuri. Așa au apărut cărțile. Apoi mai este și potențialul vostru necunoscut la care puteți ajunge dacă faceți periodic, dacă vă îmbunătățiți cunoașterea în anumite domenii, mai ales în lucruri care țin de necunoscut, de artă, de creativitate și de spiritualitate. Pentru unii dintre voi, ce-a vrut să se arate în special șapte de monede, niște probleme, pentru mine șapte de monede înseamnă foarte multe, poate și ați obosit să munciți într-o relație, pentru că șapte înseamnă relație și poate să fie relație și la locul de muncă, nu neapărat, ia să pun ulițul, deși bate soarele foarte mult, nu neapărat acasă, dar... E o relație, e casa șaptea relațiilor, în care s-a muncit, s-a muncit în grădina voastră, la locul vostru acasă și ați cam obosit, nu știți dacă să mergeți mai departe. Aveți nevoie de o colaborare. într ar putea chiar să vă... după cum vedeți aici sunt două persoane, da? Sau, urmând aceste cursuri, vă puteți atrage oameni care sunt într-o vibrație înaltă, da? Aici este îngerul și cei doi, aici este îngerul și doar unul. Mă special simt că este femeie, da? Dar trecând peste asta. Este o latură feminină care trebuie dezvoltată, da? Intuiția, creativitatea, spiritualitatea, da? Dar oricum, aveți nevoie de o colaborare care vă poate ajuta să vă poate energiza să, vă, să pășiți înspre opt, înspre transformare. Dar, până una alta, sunteți precauți și financiar și în felul în care relaționați cu oamenii. Unii dintre voi, la capătul setului de cărți, au de 10 de monede. O situație, ori la locul de muncă, ori acasă. Unii dintre voi aveți acasă un copil de care trebuie să aveți grijă. Da? Regele de, de bută, dar trebuie să aveți grijă și din punct de vedere emoțional, îl iubiți foarte mult pe acest copil și trebuie să-i oferiți și sau să vă arătați, am zis mai devreme, și calitățile de conducător, am văzut leadership-ul aici mai devreme, ia uitați-l, da? și calitățile de conducător, dar și poate nu ați fi toți profesori spirituale, dar de consilier de suflet. Probabil acest copil are nevoie de o stimulare creativă, are un potențial creativ și voi trebuie să-l duceți la școală, să vă ocupați de el, de ea, da? Pentru unii dintre voi. Pentru alții poate să fie o atracție în, afața, în afara căsătoriei ei, pentru unii, nu pentru toată lumea. Poate să fie. Poate să fie. Da? Poate dar nu e Acum, hai să mai amestec încă o dată. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Mă Nord, în Săgetător, Iulie 2021. Acel copil poate este copilul vostru interior care are nevoie de un anumit ghidaj pe anumite domenii, da? Spiritual, creativ, dacă asta e copilul creativ, Uu, oh, ce frumos, 10 de cupe, în sufletul vostru. Hai să vedem ce ar putea să fie 10 de cupe, să nu mă arunc cu interpretările. A, ah, spânzuratul, aici este. Trebuie să, provocarea între... Ze... Amă două sunt planete, uh, reprezintă casa peștilor și v-am mai zis și vouă și vă mai spun, v-am uh, mai zis-o, zis... zis da, și vouă și gemenilor, uh, Neptun în pești, Ca să e clar Neptun, iluzia, visul, care ar putea să devină realitate în anumite situații. Așa, și aici este la fel, visul, dar este și visul revelator după sacrificii, la schimbarea de perspectivă, casa a 12 a necunoscutului. În sufletul vostru, visați la o dragoste ideală și e dreptul vostru să visați. Acum ideea este să faceți distinție între vis și realitate și între uh, visul care poate fi pus în realitate, că sunt vise și vise, visuri și visul. Da? Unele sunt irealizabile pe acest pământ, altele sunt realizabile, dar în anumit context. Și atunci poate că trebuie să. Nu poate, cu siguranță, unii dintre voi trebuie să vă școliți. Mai ales dacă ține de creativitate și de spiritualitate, da? Să vedeți cum să vă atrageți perechea perfectă. Pentru unii dintre voi ați stagnat, stați pe loc, dar stagnarea aceasta este aparentă tocmai ca să găsiți inspirație. Cum să vă atingeți acest ideal? Cum să îl. Trăiți! Pentru că Neptun, în Pești, creează cuadratură cu planetele voastre din săgetători. Știu că am și eu această cuadratură și dacă nu știți să vă folosiți această cuadratură, riscați mari dezamăgiri. În trecut aveți lumea. Ori comunicarea la distanță cu cineva, ori în capitol care s-a încheiat între voi și altcineva de vedem. Oh, trei de spade, da? În trecutul apropiat, trei de spade, da? Eu zic că ați încheiat capitol cu cineva pentru că a stagnat. Ați crezut că este cea mai mare dragoste a voastră, și unii dintre voi cu aceste stagnări, da, stagnare și lumea, și trei de spade, v-ați ales cu mari dezamăgiri. Evident că pot să fie și ei, să zic, a, nu, că m-a dezamăgit săgetătorul. Acum eu vorbesc despre săgetători sunt în etalarea lor și țin cu ei. În viitor apare regina de cupe. Am mai apărut la nu știu ce zodie. Regina de cupe în viitor. Ia uite și o pană sa. Iac. Am aici o grămadă de pene. Mă pregătesc să fac o lucrare cu pene. Mai trebuie să mai adun. Asta -a electriza s-a de mine. Cineva încearcă să vă vinde. Ce am zis, Regina de Cupe, un vindecător, este un consilier pentru unii dintre voi și eventual vă ajută să vă înțelegeți această nevoie și să faceți distinție între iluzie, repet, și potențialul real. Vedem. Trei de bâte. Uh, trei de bâte speră. Uh, vede, încearcă să vadă în viitor. Și trei înseamnă și comunicare. Trei înseamnă și călătorie. Poate trebuie să călătoriți, poate trebuie să comunicați altfel ca să vă atrageți acest ideal sunt convinsă că trebuie să sperați în continuare și să aveți această viziune. Schimbarea de perspectivă este necesară. Este necesar. Interesant că aveți 3 și 3, da? În trecutul apropiat se vede. Că bate soare și nu-mi nu dau seama cât de bine se vede. Așa, da? 3 de spate în trecutul apropiat. Și trei de băte. Sperați în continuare. Pentru mine asta e casa săgetătorului. Este cartea săgetătorului, da? Care speră. Care speră că va călători. Călătorie înseamnă săgetători. Care speră că vor veni. E optimist. E o carte optimistă. E cartea optimistului. Dar, repet, trebuie să faceți distinție între ce este real, între miraj. Fiți atenți între miraj și realitate, pentru că dacă stăți, stăm prea mult, ori în suferință, ori în visare, nu mai distingem realitatea, tot avem impresia, mai ales știți că acum, în căldură, în deșert, da? apare mirajul, maia, iluzia. De fapt, viața pe acest pământ este maia, așa zic unii, învățați, dar trecând peste asta, voi continua să sperați și să vedeți, dar să vedeți realitatea. Sau potențial. nu mai apăra realitatea, că realitatea poate să fie dură, dar realitatea v-a dus la dezamăgiri. Potențialul real. Sfatul este să vă detașați emoțional de cupele goare, de cupele cupelini, de această dezamăgire, da? Încă mai aveți de lucrat. E lună plină aici, în carte. Da, la luna plină, faceți în continuare liberări. Acum este luna nouă. La luna nouă, scrieți această intenție de a spera, da, de a lucra cu capacitatea voastră de a spera și de a proiecta în viitor, de a vedea în viitor acest ideal. Se poate realiza cu altcineva. Exterior zero. Cineva încearcă, o să și clarific, Ora a încercat, ori își dorește să o ia de la zero cu voi. Posibil. Posibil. Pentru unii posibil să fie cineva marcaj între pești și uh, berbec, acolo cu spida. Unii zic că nebunul ar fi și vărsătorul, dar mm, nu sunt convinsă de chestia asta. Pentru că văd marcaj în zodia peștilor, marcaj, poate veți acolo niște planete sau nodul nord și, uh, și foc. Da? De ce vă este teamă de doi de spade? De blocajul în comunicare între voi și cineva. Probabil această dezamăgire, 2 și 3. E un blocaj. Voi care sunteți optimiști și vorbăreți, vă, vă întristează, vă, da, vă dezamăgește o situație, un blocaj. Ce vă doriți 4 de bâte. Da, sunteți în așteptarea acelui suflet pereche aici. 10 de cupe, 4 de cupe, regina de cupe, un personaj care vă simte și cu care puteți să faceți multe lucruri. Sunteți creativ la 4 de bâte, e o întâlnire creativă. Vă bucurați de viață, nu stați în, în lacrimi și în decepții. Ce reușiți să faceți? Ia uite, încă sunteți așa, să vă echilibrați, ar fi minunat. În această carte, totuși, doi de, de monede pare echilibrați. Și azi, acțiune și receptivitate. Și aici este un soi de acțiune. Pregătirea, planurile pentru o călătorie sau pentru niște cursuri. Cum am zis mai devreme, trei poate să însemne foarte bine cursuri, comunicarea cu cineva. O comunicare la distanță, nu e chiar lângă voi ori în altă localitate, ori nu e chiar peste hotare, dar e o comunicare care vă poate aduce bucurie, chiar dacă patru de bute nu înseamnă obligatoriu suflete perec. Poate să fie întâlnirea cu un suflet de gemene, poate să fie întâlnirea cu un profesor, cu un prieten de suflet care vă ghidează și vă ajută să vă și simțiți bine. Patru de bute și regina de cup. O, oh, da, ce frumos, ce frumos magicianul, până la sfârșitul lunii, dacă mai faceți în continuare eliberări, veți fi aproape pregătiți să începeți ceva. Am zis, din, din exterior, cineva vrea să o ia de la zero, rămâne de văzut dacă voi veți primi, e alegerea voastră. Ideea este, o să și clarificăm cine este acest nebun, nebună, dar ideea este că voi echilibrați, vă echilibrați într-un fel, poate și financiar, pentru că sunt monede, dar alegeți. Alege să manifestați ceva nou, magicianul, ține de luna nouă de manifestare. Probabil că la luna nouă din august, când am zis că totuși etalarea începe la luna nouă și se poate termina tot la luna nouă, da? Până atunci, echilibrați niște aspecte în voi, masculin și feminin, da? Sper. A, ah, ce frumos! Uitați ce frumos, da? Echilibrați! Uf! Ce frumos, ce frumos! Echilibrați! optimismul cu pesimismul. Vă echilibrați, practic, da? Și începe să manifestați ce, dragii mei, o nouă, o nouă perspectivă, o dragoste necondiționată. Și ce înseamnă necondiționată? Nu înseamnă că vă oferiți oricum fără condiții? Nu. Înseamnă că iubiți chiar dacă a apărut această dezamăgire. Veți rămâne cu sufletul deschis. Pentru că nu aveți cum. Asta vă doriți. Da? Întâlnire cu prietenii, bucurie, oameni pozitivi în preajmă. Și n-aveți cum să aveți oameni pozitiv dacă nu sunteți în echilibru, evident. Dacă nu vă eliberați de ce este negativ. Foarte frumos, cărțile. Foarte frumos. Am zis, echilibrați dezamăgirea cu speranță. E un echilibru necesar, da? Am zis, între visul care poate fi pus în practică și visul care. Probabil pentru alte dimensiuni sau pur și simplu. Puteți să-l puneți doar pe o hârtie într-un moment de creativitate și cam atât. Da? Un suprarealist vis. Da? Vreți să manifestați. Da, vreți să comunicați. Aici magicianul și marele preu de comunicare. Cineva vă învață ceva, clar. E un profesor, este un ghid, este un personaj care vă poate învăța multe lucruri. Pentru alții și învățând aceste lucruri de la acest personaj, veți manifesta stabilitate, pentru că marele preot înseamnă stabilitate, autoritate în, în ceea ce faceți, asumare, da? distinția între vis și realitate, cum am zis mai devreme. Poate unii dintre voi vreți să... Eu zic că totuși e o întâlnire între două suflete. Între două suflete care se înțeleg și repet, așa se cupe, nu înseamnă mult să ai amor, dar poți să fie suflete care, nu mai, dragii mei, dragii mei, noi ne-am mai întâlnit, ne întâlnim în viața aceasta cu suflete care ne-au mai fost în preajmă și acum vii formă de vindecători, de profesori, de colegi, de echis. da? Nu neapărat așa se decupe. Nu ține doar de dragoste. Dragoste aceasta se poate manifesta în multe feluri. Nu musai erotic. Aici aș vrea să faceți distinția, pentru că mulți spun multe lucruri în etalări. Eu aș vrea totuși să faceți distinția. Da? Și pentru că este școală, da, comunicare, magicianul reprezintă și școlarul și în faza lui evoluată, magicianul și cu marele preot și profesorul. La capătul setului de cărți, ia uite-ne, Marea Preoteasă, Împărăteasă, Unii dintre voi, dacă sunteți mame, încercați să vă protejați copilul într-un mod, poate, poate exagerat, tocmai pentru că ați avut niște decepții. Vreți să-l să conciliați și să-l să susțineți, tocmai pentru că voi ați trecut prin niște situații neplăcute și nu vreți să treacă și copilul vostru, dacă sunteți mame. Intuiția voastră vă spune că. dacă voi învățați niște lecții, Marele Preu și Marea Preoteasă, dacă voi învățați niște lecții din această suferință, îi puteți pregăti într-un mod delicat și pe ei sau, uite, hai, da, să se ferească de și de mincină și de oameni care falsează. Clarificăm totuși. Acest 10 de cupe în sufletul sărgetătorilor. Ori sunt foarte îndrăgostiți unii dintre voi. Da. Poate că unii dintre voi aveți un semn de aer sau un semn de apă sau orice alt semn, un personaj care vă aduce multe emoții. Da? Și personajul acesta, poate că și voi, are nevoie de comunicare. Da? pentru că ați trecut prin niște probleme. Ați trecut prin niște probleme. Ia clarificăm spânzuratul. Acum la clarificări schimbăm mesajele, adăugăm, nu că le schimbăm. Aici este spânzuratul. Vreți? Provocarea este să ieșiți din stagnare și să mergeți. Asta e cartea săgetătorului iar pentru mine, că sunt niște săgeți care tin să meargă către cer, să crește spiritual. Să crește spiritual și provocarea este să ieșiți în această euforie și să manifestați creativitate practică și, repet, ieșire din stagnare. Aici este provocarea. Pentru că visând la această stare pe care am văzut-o mai devreme 10 de cupe, nu faceți nimic altceva decât să vă țineți pe loc. Aici este provocarea. Ieșirea, schimbarea perspectivei și cum să zburați. Cum să zburați mai aproape de acest uh, ce? De acest curcubeu. Era o melodie cu un cer violet? Hm. în fine, da. Clarificăm trei de spade în trecutul apropiat. Totuși să vedem ce e cu acest de spade. Fii, nu sunt prea munte de spade. O, Eremitul. E o tăcere. Tăcerea cuiva, pe de-o parte. Ia, detașarea cuiva, a voastră. Ar fi minunat să vă de niște lacrimi. Dacă cineva va rănit, regina de spade vă poate răni. Păstrați-vă dragostea și credința în acest. Da, cum am zis mai devreme, speranța, da? Detașați-vă mental, detașați-vă emoțional și mergeți mergeți într-o altă direcție. Eventual, această înțelegere, această lecție, o veți înțelege la un moment dat. Înțelegerea va veni în timp, dar deocamdată nu stați prea mult pe loc. Și nu mai visați. Sau nu visați mai mult decât este normal. Pentru unii dintre voi, în sufletul vostru este un semn de aer. Sau un semn de apă. Sau cineva. Mai tânăr decât voi posibil. Care își dorește să comunice este absolut vă, vă adoră. Pentru unii dintre voi. Și totuși, în trecut, între voi doi, sau în viața cuiva a apărut o mare decepție și nevoia de a se reține în exprimare ca să-și înțeleagă niște probleme emoționale. Da? Clarificăm trei debute. Ia uite, trei bute și cu încă unul înseamnă patru. Ce vă doriți, da? Vedeți cărțile. Am zis că e contrast puternic din cauza luminii. Așteptați acel proiect. Așteptați acel personaj, acea idee. Așteptați comunicarea cu cineva și cred că va veni. Cred că va veni. 3 și cu 1, 4. Că vă doriți și într-un fel sau altul dorința asta voastră intensă se va manifesta pentru unii dintre voi. Unele doamne trebuie să, unii, unii dintre voi trebuie să învățați să fiți independenți și să renunțați la consumul de energie pe care îl aveți în preajma unor oameni care încearcă să vă domine. Și aceștia pot să fie și la locul de muncă și în familie, părinți, rude, soți, soții. Clarificăm 8 de cupe ca și sfat pentru că e foarte important. Iaute. Asul de monede. Asul de monede. Deci 8 de cupe a fost clarificat de asul de monede. Aici este. Mergeți către nouă de cupe. Nouă înseamnă speranță. Dar speranța că veți manifesta ceva practic, nu speranță de șarte. Am zis la început, trebuie să distingeți între visele care pot fi realizabile și cele care nu pot fi. Pentru asta trebuie să aveți un aspect cu planete care țin de pământ. Să vă împământeniți într-un fel, da? Ca să puteți realiza unele visuri. Dacă vă doriți să trăiți pe o altă planetă, cu siguranță nu veți realiza acest vis, da? Dacă vă doriți să trăiți pe această planetă într-un anumit context, există potențial, de-aia zic, faceți diferența. Oricum, detașându-vă de cupele cupelini, cum le zic eu, cupele goale, dezamăgirile din trecut, sunteți pregătiți să atrageți, că noua este numărul lui Jupiter, la al vostru, da? Să atrageți aceste potențiale, care sunt în zare, o relație serioasă sau uh, un alt job sau niște bani, da? atrageți lucruri de care aveți nevoie în construcția voastră. Iau. 9 și cu 1, 10 și avându-le aute, 10 care e aici hm. și avându-le vă atrageți și Personajul acesta care vă iubește, opa, wow, Mai dar câte emoții, nu, nu, 10, 11, 12, 12 și regina, 12 parcă e regina, nu? Nu e cavalerul, 12, cupe. Ori voi, ori altcineva simte multă pasiune și multe emoții pentru voi, dar nu le arată nu le arată și totuși, pentru că are ceva în spate de finalizat, o căsătorie sau un job, da? Sau o, o căsătorie toxică sau obsesia pentru a conduce sau pentru a avea bani, da? În acest motiv nu l-a arătat. Și totuși, voi dacă practicați eliberarea emoțională de acest personaj, curățați parte din karmă, înțelegeți? și puteți ajuta și pe ei să vină într-o formă sau alta sau dacă nu vin ei. Eu cred că totuși vor să vină. Cineva vrea să vină înspre voi. Ia uite, cavalerul de cupe, nouă de cupe, valetul de cupe. Dar pentru asta voi trebuie să vă curățați, să faceți loc în primul rând, că e personaj nou. Poate să vină un personaj cu marcaj în zodia taurului pentru unii sau marcaj în semn de pământ, da? Marcaș neapărat zodia taului. Marcaș. Poate voi aveți planete în Scorpion, ei au planetă în Taur și se creează această opoziție și atracție. Înțelegeți? Nu e neapărat. Asta înseamnă început. Da? Început și aici asul de monede, da, confirmă. Dar pentru asta, repet, trebuie să vă curățați energetic și să faceți lucruri frumoase la lună nouă. Da? clarificăm nebunul. influența exterioară. Nu sunteți voi aici. Nebunul. Pentru săgetătorii. Oh, ia uite. Iar semn de pământ apare sau iar acest marcaj. Poate să fie fecioară, poate fecioară, Venus vreau să zic, Venus în fecioară sau lună în taur, înțelege sau ascendent în capricorn și să se întâmplă niște aspecte între voi și ei. Planetare. Acest personaj vrea să vină spre voi, dar vine foarte greu, pentru că e foarte precaut, chiar vrea să realizeze lucruri deosebite. Are credință, ar vrea să riște, dar nu e genul care să riște, pentru că e genul care construiește pas cu pas, creează prietenie și apoi, da? Apoi dragostea, mai întâi prietenia, da? a capătul setului de cărți 9 și 10, acest personaj iaute. Vă vede perechea lor. Da, trebuie, în primul rând a trebuit să renască, iaute. Dar dragostea pentru voi, dragostea pentru voi, iaute, balanță pentru unii, dar nu obligatoriu, uh, o întâlnire karmică, care vă echilibrează într-un fel sau altul destinul, este o dragoste. Un personaj. Poate nu mai știți de mult timp despre ei sau poate nu știți toate aceste lucruri. Dragostea pentru voi îi ajută să renască. Țin foarte mult la această speranță, la această încredere că voi puteți să fiți perechea lor, da? Ei sunt aici cavalerul de monede, asul de monede, marele preot, da? Aici sunteți voi, regina de monede. Dar până atunci trebuie să închei un ciclu de suferințe, o relație karmică, da? care le aduce mult stres, le adaugă la stresul că dacă nu o să-i primiți, dacă aia, dacă e la pe de-o parte neîncrederea cum o să-i primiți voi, pe de altă parte mai au și ei alt ciclu de încheiat, înțelegeți? Au multe, de-aia vine, vine atât de încet. Clarificăm patru de, mone, de patru de bute, e mai important. Pop. Patru de bute, asta este. Iar, ce frumos, mai. Mai, săgetătorii mei. Da, apar două cărți cu luna plină, da. La luna plină, vă rog frumos, faceți afirma, faceți eliberările, curățările despre care am tot vorbit și la luna nouă, cum e astăzi, faceți afirmațiile, dar nu specificați persoane. E evident că puteți să le descrieți, dar să nu puneți nume pentru că voi să nu proiectați pe cineva, iar idealuri, la care nu se pot ridica. Nu proiectați pe nimeni, nu. Cereți Universul ce vă doriți, în limita bunului simț, descrieți personajul, descrieți ce vă doriți, dar nu, pune, nu proiectați anumite nume, da? Acum, eliberare emoțională, sfatul este, eliberare emoțională și vine și stabilitatea, vine și noul, vine și valoarea. Eliberare mentală, eventual călătorie, și vine și prietenia, vine și Colaborarea și, eventual, și dragostea pentru unii. Da? Dar trebuie să vă eliberați mental de acea dezamăgire. Clarificăm regina de cupe în viitor pentru săgetătorii? Va trebui să alegeți anul în iulie. Va trebui să alegeți. Fantastic! Regina de cupe a fost clarificată de șapte de cupe și asul de bute. Dar șapte și cum înseamnă opt? Deocam... Posibil cineva visează la voi sau voi încă visați la... Hmm. Rămâneți în dragoste necondiționată, așa simt mesajul. Rămâneți în dragoste necondiționată, rămâneți cu sufletul deschiși, rămâneți tandri, rămâneți sensibili, chiar dacă o pasiune pentru cineva vă îndeamnă la visare, dar mare grijă, pentru că nu vreți să mai experimentați așteptarea din trecut, da? Are apărut șapte de monede. Nu vreți să mai experimentați confuzia emoțională. Nu vreți să, puși, să fiți puși iar, să alegeți iar, să plângeți, da? Dar de aia zic că rămâneți cu sufletul deschis, dați-vă timp și alegeți. Pentru că șapte de cupe și opțiune. Aveți multe opțiuni. Alegeți. Interesant că apare și doi de monede. Alegeți să manifestați lucruri care vă dau stabilitate și ce vă dă cel mai mult stabilitate dacă nu cunoașterea de sine și cunoașterea cum să manifestați cunoștințele în general creșterea intelectuală și spirituală. Trebuie să alegeți asta. Și deocamdată, pentru această perioadă, cel mai important este să discerneți între stele euforice, emoționale, de ce. Da? cum să zic? Decepțiile din trecut și nevoia de stabilitate. Nevoia de stabilitate patru de bâte, da? Prin creativitate, prin prieteni um, optimiști, dar și creativ și spiritual, pentru că la patru de bâte este o legătură spirituală între cele două persoane. Și atunci, repet, legături spirituale pot să fie și între prieteni, prietene, da? Prietena de suflet sau, eu știu, profesor, ucenic. Sunt legături de spirit, legături profunde. Oricum, dacă e să alegeți, alegeți această uh, creștere spirituală deocamdată și fiți deschiși către dragoste, fiți deschiși către pasiune, însă dați-vă timp, șapte de monede, dați-vă timp să înțelegeți, să treceți prin lucru, da? Așa cum acest personaj e un personaj în viața voastră, pe lângă voi, în preajma voastră, care ar veni, dar vine destul de încet, da? Poate aceste cărți la ei se referă. Veți trăi și veți vedea. Oricum, cel mai important este să manifestați. Ia uite ce frumos. Îmi place cuvântul, expresia asta. Să manifestați verticalitate, spiritualitate, creștere personală. Chiar dacă există potențial, dar potențialul eu zic cu monede, băte și atâtea emoții. Așa simt, așa am zis de la început, să vă concentrați pe lucrurile care pot fi create mai rapid, apoi vedeți idealurile acelea mai complicate, mai mari. Ia uite. Mane, uh, fai ton, da? Și acela poate, unele se pot realiza, dar în mai mult timp. Acum, pentru iulie, poate și lunile următoare, este nevoie să vă. să comunicați cu un profesor. Oricum, comunicarea cu un profesor că profesorul vostru, că profesorul copilului vostru, e o comunicare cu un profesor care într-un fel sau altul vă poate ajuta. Chiar dacă poate începe să vorbiți despre copii și dintr-una între alta vorbiți despre viață și primiți niște informații, da? Încercați, dragii mei, să fiți mai flexibili și mai deschiși cu aceste citiri de tarot, pentru că sunt atât de complexe, oamenii sunt atât de complexi, viețile complicate. Dacă le simplificăm, și le reducem la un singur mesaj sau două, eu zic că pierdem multe alte aspecte. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, crește spirituală. Ia să vedem. Nu, 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 nu plecați, nu plecați. Hai să clarificăm doi de bâte. Până la urmă, doi, nu, de bâte, doi de monede. Clarificăm doi de monede. Ia. Pentru cine nu a plecat încă, vă mulțumesc că ați stat doi de monede ia ah, deci vine totuși probabil că cineva vine iute ce acest cavaler de spade iute vrea să da, cineva s-ar putea să-și ceară scuze sau dacă nu-și ceară scuze că poate n-a greșit cu nimeni poate e cineva nou, că văd că totuși e un nebun a? în sensul ceva nou riscant <sus> Ia, cavalerul de spade. Cineva totuși vine să comunice ceva din suflet cu voi. Clarificăm cavalerul de spade. Veți să alegeți. Care am văzut asul de cupe, asta a, Ai, să nu zici că a venit. Extraordinar. Aici este. Și magicianul, Regina de spade. Da. Un personaj care a fugit la un moment dat din viața noastră. Hmm. Deci, într-un mod neașteptat, poate că ei aleg, dacă nu simțiți că sunteți voi, poate că ei aleg să vină și să cuvânteze despre sentimentele pe care le au. Am zis cuvântare și euforie apare și aici, în suflet. Central. Clarificăm magicianul. Uite, magicianul, șapte de, de monede iar apar. Apare. Mai dăm o carte. Ce e cu șapte de monede, da? Da, cineva vrea să cuvânteze. Vrea să vorbească cu voi. Și să manifeste, eventual, o relație stabilă, frumoasă, da, male preot, după ce s-a stat, s-a așteptat, această așteptare a dus moartea, transformarea. Mm. Dar, dragii mei, repet, nu vă fixați pe oamenii din trecut. Posibil să fie, dar posibil să nu fie. Fiți mai flexibili. Poate această transformare să n-aibă nimic de a face cu voi, să fie doar în viața lor. Deci să nu fie un personaj cu care v-ați certat și v-ați, da, despărțit. Vedeți? Vedeți? Eu nu vă pot ghida uh, către o singură idee, pentru că... Nu, 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 e absurd. Este absurd. Cine vrea să înțeleagă acest concept bine, cine nu, să asculte în altă parte. Deci cam asta e. Însă, dacă vine, voi știți dacă îi primiți, cum îi primiți, însă fiți evident de bun simți. Uh, manifestați această creștere spirituală despre care am vorbit, pentru că nu degeaba apare această școală. Nu degeaba apare această școală. să mergeți totuși. Destinul vostru implică să vă cunoașteți. Destinul vostru implică să vă cunoașteți, dragii mei săgetători, pentru că sunteți zodia săgetătorului și acum depinde și ce alte planete aveți, ce unde este nodul nord, dar ideea este că da, iar se confirmă cum un semn de pământ, vrea să vină spre voi, dar pe mine asta Rămâne să-mi confirmați voi și nu neapărat să de pământ. pe cineva cu o atitudine mai pământeană, mai precaută și destul de serioasă persoană. Ideea este, trecând peste acest mesaj, pe mine cel mai mult mă preocupă creșterea noastră spirituală, pentru că suntem un colectiv care creștem împreună, da? Și aș vrea ca și din această etalare să înțelegeți că, în continuare, orice opțiune ați avea, dragii mei, orice opțiune ați avea, asul de băte, ați putea să fiți voi, focul vostru, da? Dorința voastră de a manifesta ceva nou, da? În felul vostru de a fi. Acești șapte de cupe vă arată câte opțiuni aveți. Dintre toate opțiunile există și o mare dragoste. Și totuși, și totuși, mesajul este să vă concentrați acum pe creșterea valorii voastre. Și cum ne creștem valoarea dacă nu, investind în educație. Mai le preu și școala și magicianul. Da? Asta face parte din destinul nostru. Și nu doar, dar ca să ne manifestăm destinul cu adevărat, educația ne ajută ce să mai... mai greu să-ți manifeste destinul ca și om needucat, nu? Eu așa gândesc. Mai greu. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut și sper că ați înțeles mesajele, că sunt foarte importante. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Pa, pa!